Bine v-am găsit la un episod. Astăzi vom începe o serie nouă pe acest canal. Ce caută găina asta? O serie de Minecraft, bineînțeles, survival. Și da, vom bag în apă pe persoane. Și uitați unde ne-a spawnat, deci lângă un chei. Și da, primul pas când începe o lume nouă, ia-l-am. Da, cred că pe aici nu. Sunt munți de savana, credeam că sunt munți din aia de sprus. Era mai șmecher dacă erau de spruz. Eh? Asta e. Asta e un rovain? Ah, nu, credeam că e un rovain. Aici. Cum era să fie un rovain? Și o să merg și să cad fix în el. Cum era? Și în episodul acesta o să încerc să fac o mică casă de început, adică nu cine știe ce. Și în episodul următor o să mai modernizăm un pic casă, cred. O să mai fac un copac. O să minăm, o să ne facem un crafting table. Și o să căutăm o ultimă oaie. Pentru că mai avem nevoie de o lună pentru pat. Și am un ren. Un crafting table, un copac. Treaba, punem crafting în copac ca să fie treaba. Sau cred că o să-l las acolo. O să mă duc să iau niște piatră și să vin să-mi fac un altă de piatră. Domnul Creeper Lime! Doamna clipa la aia, nu? O să-mi iau ca să-mi fac un furnace. Cine știe când găsești iron și n-ai furnace? Cred că mi-ajunge atâta piatră. O să mă duc înapoi la crafting table-ul meu din copac. Cel mai bun loc ca să pun un crafting table. Pune-l în copac. Nici nu mai știu unde e. Da, unde mi-e crafting-ul chiar așa? Crafting table. O să-mi craftez altul. Pe care de data asta nu să-l pun în copac. Un topor, o lopată și un furnace. Și niște torțe. Uite așa. Am făcut un pic de lemn în greșeală, cred. Ah, cred că am vrut să-mi fac topor de piatră și mi-am făcut pic de lemn. Două specii. Mi-am făcut și top orașul. Top oraș. Cum se numește? Deja... Hai să vă spun o glumă care am inventat acum pe moment. Cum se
se numește un oraș de top. Top oraș. Și ultima oaie. Și haideți să ne întoarcem în mină. Am găsit Aaron. Nu pare că e prea mult. Sau un schelet și asta nu e bine. Mai ne facem niște torțe. S-a auzit. Așa. Nu știu dacă ați auzit. Bă, dar... ceva de genul ăsta s-a auzit. 12 torțe. Oh. Cred că n-ai zis. Niște cărbune. Niște apă. Am venit aici ca să iau aerul și să sparg mai ușor, ca atunci când ești în apă, spargi mai greu. Cred că e o fundătură aici. Da, o fundătură. Și acum o să sparg torțele pentru că nu mai am nevoie. Nu mai am nevoie de ele în acest cave. Și ca să am la mine. Dar era șmecher și când ții torța în mână să lumineze. Sau când arunci torța să lumineze unde se aruncă, gen. Și cu lentă și cu toate blocurile astea luminoase. Mai am și căulul ăsta. Mamă, dacă nu am căulul ăsta, rata niște aeră. Chiar mult aeră. Ia, deci acum că le-au dat toate minerăurile, că poate după ce spargă căulul ăsta, parcă vezi că găsesc diamante. Bine, n-aveam cum să găsesc diamante, că n-am. N-am destul de sus. Adică cu siguranță nu se le rodește pe mână acum. Sau la alt, sau la le, sau la un alt layer mai jos de 12. Hai torță. Ha. Face noapte, nu este nimic. Luna. Îmi fac un pat. Și ne culcăm. Am supraviețuit prima noapte din Minecraft. Super ok. Aici un furnal ca să prăjesc mai repede aerul. Mm-hmm. O să pun 5 într-unul, 6 într-unul. De aici pun ăsta. Thank you.
O să pun mâncare. Gata, mi-am făcut și șmecheria. Și o să-mi pun și un chest. Adică o să-mi fac un chest. Și să-mi fac mâncarea? Aproape. Cum se face? Adică nu cum se face ca o întrebare, gen. Cum se face? Că doar nu știu cum se face un pic, adică pe bun acum. O sabie. Și cât mai am doi iron. Ba nu, mai mult. Nu pot să fac, nu pot să-mi fac pantaloni. Și mai rămâne un aer, nu-mi fac o lopată. Asta e să te gândești, te ajută și lopata. Doar în situații de urgență. Cum ar fi acest Enderman, o să le folosesc. Unde ești Enderman? Eu o să fac o chestie de genul ăsta. Anti-Enderman. Hai, unde ești Enderman? Ha, să te văd. A plecat. Dar măcar știu că s-ar putea să se întoarcă. Sunt pregătit. Părțele. Și cred că o să mai minez un pic. Să-ți pun și astea aici în inventar. Chestia aceasta de urgență. Să mi le pun. Și de fapt cred că o să plec de aici. Să găsesc un loc frumos. Într-o casă. Și nu cred că o să-l fac pe munte. Dacă era un... Stai un pic, am văzut Iron? Da, am văzut Iron. Dacă era un munte mai frumos și nu era savana. Pentru că savana e nașpa, trebuie să recunoașteți. Trebuie să recunoașteți, savana e nașpa. Dacă nu era savana, îmi făceam pe munte. Adică nu e nașpa că, gen, nu găsești chestii bune. E nașpa că arată urât. Și eu caut un loc frumos de casă, nu un loc urât de casă. Nenea Creeper. Spădează, că oricum nu-mi pasă. Am avut impresia că am văzut un spawn. Cred că o să trebuiască să mai fac torțe. Asta e piatră, se pare că am făcut-o degeaba.
Am găsit ieșirea. Și da, chiar o să mai fac niște torțe. O să iau toată aerul pe care l-am găsit. De fapt, iron o să spar cu ăsta de iron și minereul, în general, cu ăsta de iron. Iar cu ăla de piatră o să spar gen piatra, granitul, chestiile astea. Chiar așa o să avem nevoie de niște diorite sau andesite, uite că tot veni vorba de andesite. Da, de fapt, cred că o să iau un episod următor, când o să-mi îmbunătățesc casa, că deocamdată n-am prea multe iteme. Că vreau să fac o casă șmecheră și știu eu cum să fac o casă șmecheră așa mai medievală, ca să zic așa, adică nu ca să zic așa, mai medievală. Și o fundătură, cum credeam. Așa. Asta că am găsit niște iron în ea. Uitați aici. Aola. Dați un mare, mare like. Poate reușesc la episodul ăsta să facem 10 like-uri. Haideți să începem să facem 10 like-uri. Haideți episod. Mamă, nu consum tot dătul încercând să astup apa asta. Perfect. Cred că mai bine o să fac următoarea șmecherie. Dar de fapt mai multe șmecherie să fac decât să astup iron-ul. Decât să pun aici pe lângă iron. Să nu mai fie apă. Oh. Nu aici, ci... aici și gata. Acum pot să iau și iron-ul ăsta. Și după să iau iron-ul de la început și... dar nu nimic pentru că am patul la mine. Cred că am, da, am ieșit pe cealaltă ieșire. Că găsisem încă o ieșire. Și pe partea aia. Deci pe partea asta a fost apa. Și aerul din apă. Și pe partea, de, din partea asta am venit. Știu că la început erau niște, era niște aer. Uitați, era niște iron și s-a făcut și noapte în timp ce am explorat cave-ul ăsta și da, de fapt nu cred că o să mai ajung, o să mai apuc episodul acesta să fac nici măcar o casă mică de început, dar o să facem ceva armură de iron. Adică sigur pot să mă fac full. Și... două furnale. O
să mai craftez ca să se prăjească mai repede. Oh, dar faza proastă este că nu prea mai am coal. Da, cred că mi-a ajunge 6 coal. Uitați că nu reușesc să-l împart aici bine. Așa, nici așa, vreau să fie cam egal peste tot. Da, de fapt cred că o să-l împart în 3. Da, să-l împart în 2, așa e mai simplu. Da, o să pun pauză până ce să mai explorez puțin aici, până stați că e un wandering trader. Să văd ce dă, că poate fac rost de emeralde. Ah, da, asta se face invizibil pe timpul nopții. Nu dă chestii bune. Am spus să pun pauză și o să revin când... Ok, am fost să explorez munții aia, dar din păcate am murit. Adică am căzut și am murit. Și am descoperit că aș putea să... Aș putea să-mi fac o casă pe munte. Dar ar trebui să fiu un pic mai avansat, că... Ar merge să fac un pic terraforming pe acolo, pentru că este cum coarse dirt și nu prea îmi place mie acel coarse dirt sau cum s-o numi ăla. Nu prea îmi place mie, așa că da, o să fac un terraforming peste vreo 2-3 episoade, când o să fiu și eu mai avansat. Uite aici celălalt item-e. Dacă s-a prăjit iron-ul, o să mă duc să văd dacă s-a prăjit. Și da, după terraforming, chiar în imaginația mea, după terraforming, și ne facem și full. Așa. Bam. Bam. Ok, deci suntem full iron. Aha. E bun. O să fac un scut și unelte de iron, dacă mai am iron. Nu are, merge de un scut și de un topor. Deci merge de un scut și de un topor. Am destul iron. Sunt un lipet. Da, și nu prea mai am mâncare, dar... mi-am găsit crafting table. Uitați-l acolo sus în copac. Crafting table din copac. Și uitați, scut. Așa. Topor. Haideți să fac de asta. Deci, ce am? Am făcut topor? Nu cred că am făcut topor. Cred că din greșeală n-am făcut topor. Tot
totuși cred că mi-am făcut o bună. Dar nu este nimic în fapt. Să-mi fac o mică casă. N-am reușit să-mi fac o casă de început în videoclipul acesta, dar nu este nimic. Da, sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați un like și un subscribe. Pa, pa!